Astăzi vreau să vă arăt cum să pregătiți aceste mini tarte drăgălașe cu umplătură de mere și smochine. Haideți să vedem! În primul rând, punem făina într-un mini blender sau un chopper împreună cu cubulețele de unt rece, împreună cu puțină sare. Adăugăm și o lingură de îndulcitor. Iar mai apoi dăm drumul la chopper pentru a amesteca totul fără ca să intervenim cu ajutorul mâinilor pentru a nu topi untul din aluat. Vom obține o consistență nisipoasă. Este foarte în regulă. Începem să adăugăm două linguri de apă foarte rece, iar acum putem să amestecăm, bineînțeles, cu mâna. După ce am frământat puțin acest aluat fraged, mai adăugăm încă o lingură de apă rece și începem să îl frământăm până când obținem o bilă de aluat. Acesta va fi transferat într-o folie alimentară și vom pune aluatul în frigider până când preparăm umplutura. Punem o oală medie pe foc mic și adăugăm cantitatea de mere tăiate sub formă de cubulețe mici și cantitatea de îndulcitor. Acum adăugăm cantitatea de unt. Amestecăm iar puțin. Și acum este momentul să adăugăm condimentele. Cam o linguriță jumătate de scorțișoară și adăugăm, bineînțeles, și puțină nucșoară măcinată, tot așa, cam aproximativ o linguriță. Mai apoi adăugăm câteva picături de ulei esențial de portocală sălbatică. Acesta este opțional, dar dă un gust foarte interesant și bun. Iar mai apoi adăugăm smochinele tăiate cubulețe și amestecăm ușor. Punem aproximativ două lingurițe din amidon pentru a se lega compoziția mai bine. Amestecăm ușor pentru ca amidonul să se dizolve și nu e necesar să-l mai lăsăm mult timp, putem să stingem focul pentru că procesul se va finaliza în cuptor. Acum este momentul să luăm afară aluatul din frigider. I-am pus două folii transparente pe masa de lucru pentru ca procesul de întindere a aluatului să fie mult mai ușor și să nu mai trebuiască să adaugă făină suplimentară. Începem prin a întinde acest aluat, iar mai apoi, după ce am ajuns la o grosime de 2-3 mm grosime a aluatului, putem să începem să decupăm formele rotunde. După ce am obținut aceste forme rotunde din aluat, punem baza acestor mini tarte într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, iar mai apoi, în mijloc, începem să adăugăm umplutura, aproximativ o lingură, și avem grijă ca marginile să rămână libere pentru a putea lipi mult mai ușor partea de sus. Acum, cu ajutorul degetelor sau cu ajutorul unei furculițe, lipim partea superioară de baza acestor tarte, de jur împrejur,
apoi ungem suprafața mini-tartelor cu ouăle bătute. Putem să presărăm niște fulgi de migdale. Este opțional, dar va avea un gust și mai crocant și mai bun la final. Iar mai apoi, tot ce urmează e să punem mini-tartele în cuptorul preîncălzit, iar mai apoi să savurăm mini-tartele acestea delicioase cu umplutură de mere și smochine. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați un subscribe și să dați like acestui video și ne auzim la următoarea rețetă. Ciao, ciao!